Bine ați venit pe la noi! Așa târzie. Nu știu, cred că la copil. La copil? Da. Aveți? Haideți că uitați, mai avem și o șampanie, că ne-am emoționat și noi, poftim. Da? Și ce spuneați, că din partea copiilor? Sau doar unul aveți? Unul. Un copil și altcineva, nu credeți că s-ar mai fi gândit să vă surprindă? Cine crezi? Ia. Victor. Mai gândiți-vă că sunt fratele foarte mai mic. Fratele mai mic? S-ar putea. Să știți că sunteți o persoană iubită și respectată și că multe persoane s-au gândit să vă facă această surpriză. Cine ați mai crede pe lângă frate, pe lângă băiat? Cine altcineva? Nu știți. Bun, haideți atunci să ascultăm o melodie și așa ne putem da seama din partea cui ar fi sigur această surpriză. Să ascultăm. Amabilă și minunată. Îți doresc să rămâi mereu specială pentru fiecare dintre noi,
să crezi în tine și în capacitățile tale, să-ți luminezi familia cu dragoste și bucurie, să-ți umpli viața cu vise și sărbători frumoase. Deci la mulți ani vă transmite fratele și cumnata. Și acum văd că aveți aici mai multe persoane. Ce sunteți? Haideți aici lângă sărbătorită, repede, repede, că este un moment mai emoționat în care să-i cântăm Doamne Ileana la mulți ani. Haideți, haideți că vă aștept, vă aștept! Mulți ani trăiască!